cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Aș vrea să vă spun bună dimineața, oameni buni, dar nu știu cât este de bună, că iarăși județul Neamț a ieșit cu moțul în frunte în presa națională. De data aceasta nu sunt chestiuni politice, am trecut și peste hopul acela cu nașterile acasă și iată, am avut un incendiu pe platforma Săvinești, nu știu, un pic platforma Săvinești, un incendiu care cum arată niște lucruri care se întâmplă la noi în prea frumoasa noastră țară. Bogdan, te rog frumos dacă poți să dai drumul la imagine, fă-o mare, fă-mă pe mine mic acolo, așa cum e locul. Deci, această imagine cu doi pompieri, cu niște furtune și, dacă observați în partea stângă a imaginii, niște, să le spunem, stelaje cu tot felul de butoaie, recipiente, sunt în interiorul unei societăți comerciale care se ocupă și este una din cele mai mari din țară, ca să spunem așa, și cu activități și externe, se ocupă cu deșeurile, cu tot ce înseamnă deșeuri, dar nu deșeurile obișnuite, deșeuri periculoase. Ei, genul ăsta de activitate, și nu mai discutăm acum despre cazul Apisorelia în sine, genul ăsta de activitate nu este suficient urmărită de responsabilii sau irresponsabilii statului român. Pentru că aici ar trebui ca totul să fie monitorizat de la hârtii pe care să fie urmărită fiecare virgulă și fiecare, să fie urmărit fiecare punct, până la trasabilitatea produselor fizice. Adică trebuie să știi fiecare produs, ce conține, cât conține, unde intră, unde se termină cu el, unde este depozitat. Mi-aduc aminte că acum câțiva ani buni a venit inclusiv ministru din domeniu, parcă era un ministru așa ca o sulfină, parcă Sulfina Barbu, dacă nu mă înșel, și a făcut niște controale, inclusiv la Apisorelia. S-a discutat atunci mult și discuțiile au rezultat, au dus la o rezultantă, firma Apisorelia, și a luat măsuri și a înflorit după aceea. Acum să sperăm că nu sunt și alte daune despre care nu știm. Acum așteptăm analizele în aer să vedem dacă ele vor fi făcute sau vor fi făcute public pentru toată lumea ca să știm despre ce este vorba. Și pentru că platforma Săvinești nu are numai incendii sau alte lucruri negative, nu are numai sute de firme sau zeci de firme aflate pe o platformă la o societate tot acolo care nu știm exact în ce condiții de mediu funcționează, m-am gândit că ar fi perfect pentru weekendul acesta să stăm de vorbă cu un investitor, un antreprenor, care pe platforma Săvinești a demonstrat în foarte puțini ani că de la un punct, să-i spunem, extrem de critic pentru viața unei societăți, poate să ajungă la o performanță rar întâlnită în asemenea perioadă scurtă de timp. Așa că plăcerea este a mea, Anton Ioan Măzăreanu, director general Comes, CEO Comes, dacă e să vorbim așa, în emisiune la cafeaua de dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Ați avut o după masă agitată ieri. Da, fum puțin agitat, nu știam exact ce se întâmplă acolo, chiar dacă suntem la distanță de firma respectivă, noi trebuia să luăm toate măsurile, să ne protejăm, să securizăm puțin zonele și să, bineînțeles, să fim activi pe linie de protecție împotriva incendiilor, că nu puteam ști cum sară scântei și așa mai departe. A, și mai ales că acolo nu știi ce arde. Exact. Nu știi ce arde, nu știi cum reacționează. Putea fi chiar și pericol de explozie. Nu știam, așa cum spuneți dumneavoastră, neștiind ce este acolo, nu puteam ști cum va evolua în timp.
în minute, ore și așa mai departe. Recunosc că eu am fost egoist când v-am chemat la emisiune, pentru că vroiam să discutăm inclusiv despre lucrurile astea, dar vine weekendul, lumea se gândește ce poate să facă și am zis, doamne, dacă un, scuzați-mi ghilimelele pe care le pun, un nebun care s-a apucat să ia o societate la o vârstă fragedă, dumneavoastră, nu societatea, și să o ducă de, la, de unde era și mai vrine și bagă și bani într-un loc în care banii se bagă și nu se știu când îi scoți, adică fotbalul. Am zis, hai să aduc un om care pot să discut și probleme de weekend și probleme foarte serioase. Și vă propun să începem cu problemele de weekend, că după aia avem timp să fim serioși. Fotbalul. Da, fotbalul. Fotbalul este un hobby, așa cum v-am spus. Ca să vă fac să vă îmbeseliți un pic. Da, corect, așa este. Este un hobby și sper eu să fie și o mare realizare pentru noi toți. Pentru că, așa cum mai spuneam, din păcate, în județul Neamț nu prea mai avem sportul pe care l-aveam altădată. În speță, în trecut aveam și fotbal, și volei, și handbal, și chiar și ceva tenismeni au plecat din Piatra Neamț. Karate, judo, chiar. Foarte multe sporturi și chiar de performanță. Kayak. Kayak. Deci kayak am avut. Și mai departe, da? Deci foarte multe sporturi de performanță și extrem de vizibile la nivel național. Adică absolut. Echipele din Piatra Neamț foarte vizibile. În speță chiar și când era echipa de handbal, Fibrex Nylon, Săvinești, au jucat în cupele europene, chiar până în semifinale. Au câștigat campionatul. Nu mai discutăm, clar, nu mai în discutăm. Ce fel. Da. Au câștigat campionatul, Cupa României, s-au bătut, dădeau jucători la națională. Așa este. La un moment dat, naționala României era formată din jucători de la Fibrex, în proporție de 80%. Fibrex, mă rog, Fibrex, hai, nu s-au chemat. Și am zis să încercăm și cu fotbalul. M-am chinuit 2 ani de zile, ne-am chinuit 2 ani de zile, să zic așa, n-a ieșit mare lucru, bineînțeles. Da, am aplicat o strategie, să zic, nefavorabilă, nouă, pentru că în fiecare, am începutul fiecărui an competițional, ieșeam și spuneam că vrem să promovăm anul acesta, vrem să promovăm. E bine, anul acesta nu ne-am mai propus lucrul acesta să promovăm. Chiar am aplicat alte strategii, poate o să le discutăm altă dată după ce se finalizeze și barajul. Am lăsat lucrurile de la sine, bineînțeles, am întărit echipa din iarnă, am încercat o variantă din toamnă, am văzut că nu a mers, am întărit echipa din iarnă, aducând un antrenor extrem de bun, un mare profesionist, zis domnul profesor de matematică, cum îl cunoaște domn profesor, lumea, domn profesor. Și sperăm noi, bineînțeles, am ajuns la o performanță în momentul de față ce nu s-a mai realizat de când s-a înființat ACSM Ceahlău Piatra Neamț, adică din 2016, să intrăm în grupa de baraj, unde vom juca cu prima clasată din seria a doua, pe care nu știm încă, încă în seria cealaltă încă se joacă. Ultimul meci este mâine. Mâine, păi mâine o să stați cu sufletul la gură. Cum să vă spun eu, ori Râmnicu, ori Buzău e același lucru pentru noi. Tot trebuie să câștigăm, adică. Da, dar când Buzău, știți cum e, chiar dacă echipa are fluctuații, reprezintă acolo ceva și la federație. Nu, este invers. Buzău are deja o echipă în Liga a doua și nu știu dacă poate să ducă două echipe în Liga a doua. Am înțeles. Și na, nu contează. Pentru noi este important să câștigăm una din două și apoi să vedea cine va fi câștigătoarea la celălalt meci, între Suceava și una din cele două. Și apoi vom vedea. Există posibilitatea să jucăm finala tot cu Suceava. Sora noastră, să zic, din seria noastră. Dar vom vedea. Important este să trecem, să facem o impresie bună la primul meci pe care îl vom avea acasă chiar miercuri și cu ocazia aceasta invit pe toată lumea la stadion, pentru că s-a văzut și sâmbăta trecută ce înseamnă publicul minunat pe care îl avem la Piatra Neamț. Și am și spus-o imediat după meci, o spun și acum, a fost un public extraordinar, un public de Liga 1. El va fi lângă echipă dacă echipa va juca pentru public. Aici este o mare
dispută, știți, jucăm fotbal să câștigăm, jucăm fotbal și pentru public. Acum jucăm să câștigăm, să ne calificăm. Dar strategia de viitor, și domn profesor când vrea să pricepe, domn profesor are o mare calitate, știți? Este născut la Mediaș. Toți ăștia care au avut legătură cu Mediașul au calități. Eu am terminat liceul la Mediaș. Așa, ce mai de, am închis paranteza. Deci, e o realizare și e o bucurie că poți să te duci undeva. Și tot spuneați de volei, de handbal. Eu tot am spus aici, merită încurajată orice inițiativă în domeniul ăsta. De exemplu, profesorul Dan Gavril vrea acum să ridice o echipă de volei, are o grupă foarte bună cu copii de aici, a făcut, sunt foarte curios să văd reacția autorităților, a făcut un proiect pe care astăzi, sau ieri, azi e ultima zi, depus proiectele pentru finanțare la Consiliul Local. Suma este infimă și față de fotbal, este infimă la ce are el nevoie pentru prima parte a campionatului. Deci toate inițiativele astea ar trebui, cum să spun, sprijinite. Eu nu spun să dea bani de la buget, că eu am fost criticul cel mai acerb al sumelor date aiurea, și s-a și dovedit prin decizii judecătorești definitive, că 80 de miliarde au fost date aiurea pe vremea respectivă și cu deconturi duble. Deci eu sunt împotriva acestor lucruri, dar o autoritate locală poate sprijini un fotbal care promovează în Liga a doua, o echipă care are garanția unor oameni în spate care știu să facă treaba asta. De aceea, hai să ne și bucurăm că m-am săturat să nu mai să fim supărați. Și acolo la fotbal ne putem bucura. După 2 ani de pandemie s-a văzut clar, publicul este actiat de a ieși, de a veni la competiții, de a se bucura împreună cu echipa. Eram conduși în alt meci și ei tot erau alături de echipă, ceea ce înseamnă foarte mult. Și apoi, bineînțeles că echipa și-a revenit. Contează foarte mult atitudinea și suflul suporterilor din stadion. Avem o bază sportivă foarte frumoasă, păcat că nu se mai întreține așa cum ar fi trebuit să se întrețină. Trebuie luate măsuri în acest sens. Este păcat să se deterioreze ceea ce s-a construit în trecut. Nu mă interesează cum s-a construit și în ce formă, dar ceea ce este făcut este bun făcut și trebuie întreținut ca să o avem o lungă perioadă de timp. Pentru că baza sportivă din Piatra Neamț concurează cu multe baze sportive a echipelor din Liga 1 în momentul de față. Eu ieri chiar vroiam să discut, dar a fost o emisiune mai lungă, așa, și cu multe probleme, inclusiv chestia asta. Dom'le, primăria administrează baza sportivă, are niște angajați acolo. Dom'le, poate ar fi benefic ca să nu mai administreze, dacă nu sunt bani pentru așa ceva. Poate se găsește o formulă în care să vină cineva care să creeze acolo un pol de atracție. Pentru că sunt și spații, se pot organiza și alte lucruri în zona respectivă. Orice. Da, mă rog, astea sunt alte povești. Am avut o reclamație că nu au fost toalete pentru femei curate și așa mai departe la ultimul meci. Întrebările, mai sunt probleme. Dacă dăm Dumnezeu și intrăm în Liga a doua, trebuie să ne organizăm foarte, foarte bine. Iar, după cum știți, sprijinul autorităților anul acesta, în acest an competițional, a fost zero pentru noi, pentru echipa de fotbal, mă refer. Și nici nu sunt perspective foarte mari, vă spun. Ați depus vreun proiect acum? Da, astăzi se va depune proiectul, dar bugetul este de 450.000 de lei pentru toate sporturile din județul Neamț. Haideți să fim serioși, 450.000 de lei este nimic. La Consiliul Județean ați depus ceva? Nu, n-am reușit să prindem, acolo a fost altă situație, n-am reușit, bugetul la fel a fost mic. Dar vreau să vă spun un lucru, o echipă din seria noastră, Suceava, a primit acum hotărârea, pot să vă și transmit că s-a editat și hotărârea Consiliului, 3 milioane de lei numai în această a doua parte a sezonului, în condițiile în care la începutul sezonului în toamnă au mai primit 2,5 milioane. Deci în total peste 1 milion de euro. Deja cu 1 milion de euro ți-ai asigurat partea de salarii aproape la nivelul ăsta de Liga a treia. Nu, cu un buget de 700.000 de euro ții o echipă în Liga a treia și te bați pentru promovare. Cam ăsta e bugetul. Înseamnă că au avut tot ce le trebuia numai dintr-o singură sursă.
Exact. Dar asta spun. Pentru mine eu înțeleg că e o legislație, este o legislație. Dar de ce într-o parte se poate și în altă parte nu? Deci, repet încă o dată. Deci, am hotărârea Consiliului scrisă și semnată, pot să vă și transmit, cu suma de 3 milioane de lei primită zilele trecute. 3 milioane de lei. O echipă de fotbal de Liga a 3-a. Suceava, da? FC Suceava. Deci, iarăși, deci, e o chestiune aici. Eu sunt convins că dumneavoastră n-ați fi vrut 1 milion de euro. Nu mă interesează. Dar 100 de mii, 200 de mii de euro tot ajutau. Deci, o sumă corectă pentru o echipă de Liga a 3 ca să vină și ca sprijin de la autorități ar fi în jur de 1 milion de lei, care înseamnă 200 de mii de euro. Pentru că cu 1 milion de lei poți să-ți acoperi restul cheltuielilor, mai puțin salariile. Și diferența de 400 de mii de euro, undeva 4-500 fiind salariile. Pentru că, vă dați seama, avem în jur de 30 de jucători, că nu poți să joci cu 11 jucători. E clar, nu poți să ai doar 11 jucători. 30 de jucători plus staff-ul și alte cheltuieli. Organizare, meci, transport și așa mai departe. Și... cheltuielile se adună. Este foarte ușor să spui, bă, dar a luat Măzăreanu echipa, păi s-o ducă. Păi da, dar... Da, Măzăreanu are la firmă 200 de angajați, aproximativ, nu știu cât aveți acum. Da, 200 și. Peste. 200 și vii cu 40 de oameni cu salarii care sunt în zona asta. Păi facem o comparație, nu? Deci e o discrepanță majoră, dar bineînțeles că nu vin fondurile numai din... Eu știu asta. Nu, dar eu zic că să încercăm să gândim și așa. Păi, totuși 40 de oameni la care trebuie să le asigur salarii, alte lucruri, pentru nu se știu toate care sunt. Bineînțeles, alimentație, echipamente, sunt o mulțime de lucruri. Am cunoștințele mele și prietenii mei care vin și mai dau câte ceva, n-am mai avut nicio sursă de finanțare pe echipa de fotbal. Dar cel mai mult mă deranjează în continuare că se alocă foarte puțin bani pentru sport. Noi dorim să facem un oraș verde, da? Și noi nu alocăm bani pentru sport. Pe mine știți ce mă deranjează enorm? Mă deranjează enorm și am spus-o și o spun de 1 milion de ori. Dom'le, nu mai avem competiții sau competiții vizibile măcar, cât de cât, pentru sportul de masă. Dar deloc aproape. Adică nu este normal, nu este normal. Noi aici am avut și încă avem filon. Și dacă te duci pe stradă și vezi copiii care nu mai știu cum să meargă corect, cum calcă, așa este. S-au îngreșat, telefonul este Dumnezeu, zeu, ce vreți dumneavoastră. Nu e normal. Noi ar trebui din asta să facem, nu știu, să fie a doua natură. Vorbim despre oraș, despre nu știu ce, că să scoatem transportul în comun, adică să lăsăm mașina și să punem transport. Ok, dar hai să vorbim și despre lucrurile celelalte. Sportul este foarte important pentru sănătate, de la cele mai fragile vârste și până la bătrânețe. Este foarte important să fie susținut. Repet, dacă ar fi o chestiune generală, aș înțelege. Dar de ce în unele orașe se poate, în unele județe se poate și la noi nu? Asta nu pot să înțeleg. Și atât, punct. Pentru că suma de 450.000, care am înțeles că este alocată pentru tot sportul din Piatra Neamț, din Neamț, de fapt, Piatra Neamț, da? Mi se pare foarte mic. Foarte mic. Nesemnificativ pentru atâtea sporturi care... Și sunt și alte, așa cum spuneam, și alte sporturi care se doresc a deveni de performanță. Și tot respectul pentru cei care încep să clădească echipe de volei. Absolut, eu am spus jos pălăria, n-am ce să discut. Departe. Da. Avem un not, avem chiar și basket, o asociație de la Iași care ține cursuri și se chinuie pe la 2-3 licee din Piatra Neamț să țină cursurile în loc să folosească sala polivalentă, că și cu sala polivalentă e o altă discuție. Degeaba o avem dacă nu o folosim. Bun, și dacă vrem să o folosim, trebuie că atunci când cântă la o competiție internațională imnul să se audă și după aceea să nu avem surpriza că picură apă și trebuie să pui niște nylon deasupra ca să nu... La competiție internațională s-a întâmplat. Adică sunt lucruri care până la urmă... Și să vă mai dau un exemplu. Știți, noi avem niște copii extraordinari. Avem un copil care este în clasa 8-a acum, dar de mic,
Dom'le, copilul ăla și-a ales calea în viață, nu-l interesează foarte mult. Îl interesează șahul. A luat locul 2 pe țară. Părinții l-au susținut, pe el școala, are minte scripitoare, vă dați seama că dacă e un șahist, nu știm nimic despre ei. Nimeni nu vorbește despre ei și aici e o critică și la adresa dumneavoastră. Dom'le, aș vrea să facem din fotbaliștii pe care îi aveți niște mici personaje. Pentru că, țineți minte, când spuneai Axinia 2, spuneai ceva. Când spuneai Axinia 1, când spuneai Mark, era un personaj. Mă rog, putem alege. Lefter, dacă vreți, portarul, îi găsim pe toți. Erau niște trebuie să-i facem, să-i cunoască lumea, lumea să vină la stadion și ca să-i cunoască, să-i vadă, să știe ceva despre ei, nu știu ce. Da. Putem face asta. Din punct de vedere al strategiei, într-adevăr, am dus, așa cum spuneam, o strategie prin care n-am vrut să ne mai afișăm în sezonul acesta, n-am vrut să mai facem prea multă promovare a jucătorilor, a echipei și așa mai departe și a ceea ce facem noi, din diverse motive. Dar cu siguranță, dacă vom face o impresie bună, vom promova așa cum trebuie fiecare jucător care merită, fiecare membru al staff-ului și așa mai departe. Da, pentru că ei trebuie să devină personaje locale. Așa. Lumea, când se duce la stadion, să zică, bă, l-am văzut pe ăla ieri, și ăla e ăla, știi, ăla care dă, așa, care scoate, care fac. Asta e poveste. Sportul e o poveste. Așa este. Pe lângă performanță, muncă, satisfacție, e și o poveste. Așa este, trebuie... deocamdată trebuie să ne vedem în Liga de, a doua. De Liga a doua, da, am înțeles. Ne vedem în Liga a doua, că apoi știm noi cum sunt promovat. Chestia cu iaurtul, știți? Da. Da, deocamdată Liga a treia nu este confortabilă pentru noi, nu este la nivelul orașului nostru și la nivelul dotării pe care o avem la baza sportivă, fapt pentru care trebuie neapărat să avem și noi o echipă de Liga a doua. Într-adevăr, Liga a treia este greu, nu e imposibil, este greu, dar măcar să fim în Liga a doua. Să ducem echipa aceasta în Liga a doua pentru că este în beneficiu tuturor locuitorilor. Merită orașul, în primul rând. Merită orașul și județul merită așa ceva pentru că există o tradiție. Haide să nu mai... Aici se poate, există posibilități și dacă nu se implică administrațiile, eu sunt convins că pe măsură ce lucrurile se ridică, cumva vor veni și alți oameni pentru că sunt... Și o spun cu toată responsabilitatea, în ciuda aceea, sunt firme în județul Neamț, extrem de puternice și bine organizate. Și ieri îmi scoteam pălăria, am înțeles că se face un parc industrial de către o firmă privată. Nu foarte mare, 9 hectare. Dar, dom'le, deci când investești pentru așa ceva, cât este acolo jos pălăria? Așa este. Sunt lucruri care se întâmplă și e foarte bine. Orice firmă, în special de producție, fie că e parc industrial și așa mai departe, aduce un plus valoare întregii zone. Absolut, absolut. Și poate, vă rog. Crește nivelul zonei, bineînțeles, și nivelul de salarizare îl va crește, cât și nivelul de trai, bineînțeles. Nu pot decât să salut orice investiție în care se realizează în județul Neamț, pe orice domeniu, pentru că asta ne va face în timp să creștem ca și valoarea întregului județ. Așa este. Bun, și acum, la Liga a treia, la Liga a doua, vedem ce se întâmplă. Haideți să intrăm în Liga mare, în Liga profesionistă, ca să zic așa. Recent ați avut două... Eu le spun livrări matusalemice. Ați livrat două... Și mai urmează una săptămâna viitoare. Și una săptămâna viitoare. Deci, Comesu a făcut pasul acela spre Liga Mare. Eu încă o dată spun, nu știu cum s-a reușit în câțiva ani. Contează echipa și deci, dăruirea nu știu, și voința. Nu știu cum s-a reușit, pentru că este efectiv o performanță de unde s-a plecat și unde s-a ajuns. Ați reușit să intrați într-o zonă în care nu mai discutați despre hai să vedem cum trăim de azi pe mâine. Există o planificare, există contracte și în avans și ați emigrat, cu ghilimele de rigoare, din județ. Haideți să discutăm un pic despre lucrul ăsta. De ce Comesu a simțit nevoia să se ducă să investească în zona Petromidia, hai să-i spunem așa.
Da, așa cum v-am obișnuit în ultimii ani, noi avem strategii foarte bine puse la punct, gândite foarte bine, numai pe termen mediu și lung. Niciodată nu gândim strategii pe termene scurte decât cazuri punctuale și așa mai departe. Migrarea către Petromidia, către platforma Petromidia, creând un punct de lucru acolo și preluând atelierile mecanice în Speța, am preluat comesul platformei Săvinești din Petromidia, cum ar veni. Da? Deci am preluat atelierile care practic făceau mentenanță și reparații pentru rafineria din Petromidia. Așa cum era comesul pe platforma Săvinești. Această migrare către platforma Media face parte din acel plan prin care noi vrem să ne extindem în 4 puncte ale țării. Vă spun în, să zic așa, în exclusivitate. Da, nu știam că mai aveți încă 2. Face parte, a fost primul pas acesta, urmează încă 2-3 puncte. De ce? Vrem să avem un punct și în zona Ardealului, un punct în zona de zona vest și așa mai departe. De ce? Pentru că dorim să creăm nuclee de acaparare a forței de muncă pe domeniul nostru și atunci când avem volume mari de lucru, să putem să ne împrumutăm la celelalte puncte de lucru pe diverse proiecte, astfel încât să ducem proiecte mult mai mari decât am dus până acum. În speță proiecte de mentenanță, de reparații și așa mai departe, în site-urile clienților noștri. Și așa mai departe. Am înțeles. Deci problema forței de muncă este clar. Dumneavoastră aveți nevoie de forță de muncă nu calificată, super calificată. Adică mă gândesc numai la suduri. Deci asta e primul lucru care îmi vine în minte. Ce suduri se fac la dumneavoastră și ce verificări și cum se fac? Ori un sudor bun, foarte bun, se formează destul de greu și se păstrează greu. Se păstrează foarte greu. Noi am încercat de-a lungul timpului să școlim foarte mulți elevi care au terminat la școlile profesionale din județ, școli cu care avem chiar și convenții, avem și chiar și învățământ dual cu 2 colegii tehnice, în speță cu Cartianu și cu Forestier. Din păcate, legislația, așa cum știți, nu ne permite să ne securizăm investiția pe care o facem în ei, adică putem să investim oricât, ei pot să plece în orice moment. Este acea norma Uniunii Europene de liberă circulație a forței, dreptul de liberă circulație a forței de muncă, care ne îngrădește să securizăm printr-un contract prin care doar măcar să ne scoatem costurile cu persoanele respective. Nu există, eu întreb, acum știți, se tot vorbește și statul român vorbește, mai puțin face, acel învățământ dual. Știți, ai făcut o clasă, contribui la pregătire, nu se semnează niște contracte ferme? Legislația europeană nu mai permite așa ceva. Deci atunci vorbim discuții. Păi să știți că de aceea ușor ducem la bun sfârșit clasele pe care le avem de învățământ dual și nu o să mai continuăm, că n-am mai semnat alte contracte strict din acel motiv. Pentru că nu poți să investești într-o grupă de 25 de elevi și la final rămân 2, 3, 4 care închid poarta și pleacă după ce au învățat pe banii tăi. Și de aceea prefer în momentul de față să iau muncitori gata, calificați, chiar dacă îi plătim mult mai bine, dar știm că dacă vrea să plece mâine, nu-mi pare rău că nu am investit în el. Și nu pierdem nici bani. Deci este o mare problemă și pe orice domeniu este această problemă, pentru că nu putem să legăm un elev după ce a terminat școala, să legăm de un contract prin care nu zic să plătească. Dar să lucrezi măcar 5 ani, să știi că 5 ani e al tău. Măcar să plătească costurile care le-am avut cu el timp de 3 ani de zile într-un învățământ dual, dau un exemplu oarecare. A, pentru că nu e gratis pentru firma care dă niște bani lunar, ea îi școlește în ateliere, pui niște oameni să aibă grijă de ei. Sunt costuri în fiecare lună, nu mai discutăm. Le mai plătești navetă eventual, le mai deci dai și o masă, eu știu, nu mai știu ce sunt. Noi în momentul de față, la grupele de învățământ dual pe care le avem cu cele 2 colegii, plătim odată transport, echipament, o masă, cât și o bursă pentru fiecare. Deci bursă, masă, transport și echipament. Păi, scuzați-mă. Ca să-i atragem. Am făcut lucrul acesta ca să-i putem atrage. Dar degeaba. Dacă nu, ei tot pleacă. Pentru că este mirajul, după ce învață bine,
este mirajul salariilor din afară, pe care noi nu le putem acorda, cel puțin la început, și atunci vă dați seama, pleacă în afară pe 1.500-2.000 de euro, ca începător este bine pentru ei, știți? Și da, te lasă pe tine. Ca începător aici nu poți, după ce ai terminat de învățat 3 ani de zile, să-i dai salariul de 1.500 de euro. Nu merge. Nu-și acoperă norma, ca să spunem așa. Exact, pentru că și experiența o câștigi în timp. Și nu vreau să vă întreb ce ar însemna o sudură proastă. Nu există, nu trebuie să avem așa ceva. Păi nu, deci, domeniul nostru nu. Pentru că nostru. Ai pierde efectiv foarte mulți bani, pentru că există verificări, vezi, ai văzut că nu e bine, refă. Deci... Pierderea banilor este cel mai ieftin lucru în domeniul nostru. Noi lucrăm echipamente ce lucrează, producem echipamente ce lucrează la presiuni până la 450-500 de bari. Imaginați-vă, într-o avelopă la mașină ai 2-3 bari. Și ce se întâmplă când îți explodează, da. Atât și nu mai continuă mai departe. Deci gradul de complexitate este foarte ridicat, gradul de risc este extrem de ridicat. Noi, Comesum, de-a lungul timpului am obținut foarte multe certificări în acest domeniu, pe toate domeniile și pe aplicabile în multe zone ale lumii, pentru că fie că sunt zone unde au certificările lor, în speță Statele Unite, Orientul Mijlociu, Africa și așa mai departe. Japonia au alte certificări, adică nu se merg cu niște certificări universale, cum ar fi la noi în România, ISCIRU, dau un exemplu. Noi de-a lungul timpului și așa am crescut, nicio firmă din domeniul acesta nu poate să vină peste noapte. Să ai 100 de milioane de euro să investești într-o fabrică de genul acesta, nu poți într-un an de zile. Ai nevoie de toate aceste certificări. Da, și aceste certificări se obțin în timp și, bineînțeles, după anumiți ani de experiență pe diverse domenii inferioare. Adică și cum se întâmplă cu acreditarea unui spital, dar mult mai strict. Pentru că la acreditarea unui spital se mai trec cu vedea, hai că e o chestie socială, e o nevoie socială, îi dăm drumul să mai funcționeze. De aceea mulți nu realizează ce facem noi acolo, sau nu-și dau seama, da, ok, livrează niște cazaca, sau cum spunea unii, da, au livrat niște vești, da, niște cazane sau nu mai știu ce, dar gradul de complicitate este extrem de ridicat și ne face munca, bineînțeles, și frumoasă. Acum fac o divagație. Eram pe la începuturile activității de jurnalist și am fost trimis să fac un știre, un reportaj la Roman. Era o societate acolo, cred că Umaro, dacă nu Umaro, da. Făceau și îmi spune un director de acolo, zice, domne, zice, noi avem un mut cu care ne plătim salariile pe 6 luni. Eu zic, stați un pic, că n-am înțeles ce înseamnă mut. E o mașină mare, așa, și cam cât de mare, zic eu. Păi, ce o livrăm, parcă la chinești, nu mai țin minte unde o dădeau la vremea aia, nu mai țin. Și când, ce să vă arătăm? Când mi-au arătat, am rămas blocat și am zis, cum se fac asemenea lucruri la noi? Zice, da, dar acum zice, nu mai avem piață, că ne-am distrus-o singur. O întreagă tevatură. Apropo de, hai că facem un cazan și îl dăm mai departe. Nu. Un cazan din acesta, ca să-l numim cazan, mă rog, e peiorativ să-i spui cazan, înseamnă cam câtă muncă. Depinde de complexitate, depinde de materiale. Să spunem reactorul care l-ați dat ultima dată. Deci, în general, pleacă de la 5 luni în sus. Deci, așa. 5 luni? 5 luni în sus. Orice echipament de la, să zic așa, de la un gabarit în greutate de peste 50 de tone, în speță cum avea și reactorul acesta 70 de tone, pleacă de la 5 luni în sus. Acum, sunt mai multe etape, partea de aprovizionare cu materiale, partea de proiectare a echipamentului respectiv, partea de aprovizionare, care înseamnă iarăși alt timp, se lucrează etapizat. Apropo, aveți greutăți de aprovizionare acum, în ultima perioadă? Piața s-a mai liniștit, prețurile au mai scăzut, bine, n-au ajuns înapoi la nivelul de înaintea războiului, dar nu mai e acea presiune ca anul trecut pe materiale, că s-a mai liniștit puțin, s-a mai liniștit apele în domeniul acesta a metalelor. Da. Ce vroiam eu să vă întreb? Cât timp petrece un director general acum? Pentru că eu vreau să se înțeleagă că activitatea asta nu o faci. Stai, răspunzi la un telefon, da, veniți încoace și vă facem nu știu ce. Ce înseamnă în momentul ăsta să conduci o firmă de genul acesta?
O firmă de genul acesta să o conduci la nivelul la care a ajuns este destul de dificil, pentru că sunt multe aspecte care trebuie să luate în calcul. În speță, cel mai important lucru, gradul de risc, așa cum discutam mai devreme. Cel mai ușor la noi este să obții comenzi, știți? Cel mai ușor, nu că e cel mai ușor, este... E o piață în care se adresează celor care au certificări. Exact. Adică e mult mai greu după ce încep să-l fabrici, să-l proiectezi, de fapt, nu să-l faci. Deci întâi să-l proiectezi și apoi să-l fabrici și apoi să-l livrezi și apoi să stai pe deci, toată durata lui de viață. Dumneavoastră faceți și proiectarea? Da, da. S-a întâmplat să vină clientul cu proiectul lui? Foarte puține cazuri. Dar noi partea de proiectare o facem in-house, adică tot de noi, 95% din cazuri. Rare sunt cazurile în care clientul vine și cu proiectul lui. Sunt cazuri, dar rare. Deci, practic, oferiți un serviciu complet. Complet. Noi, în momentul de față, oferim servicii complete, mai puțin transportul, care transportul este externalizat, pentru că nu are rost. Noi, livând când un utilaj la nu știu cât timp, nu are rost să-ți faci tu divizie de transport, că costurile sunt mult mai mari. Lăsăm lucrurile acestea celor specializați în așa fel. Absolut. Care, la rândul lor, au și ei o groază de probleme cu infrastructura din România. Deci... Și noi avem în momentul de față o problemă, pentru că noi avem deja obținut o autorizație de construcție pentru extinderea halei mari, după cum probabil știți, da, de câteva luni obținută, și suntem la ghici dacă dăm drumul la investiție sau nu dăm drumul la investiție, întrucât majoritatea podurilor până la Bacău sunt restricționate după acel eveniment nefericit. Și atunci stăm și ne gândim dacă se modernizează podurile repede, e o chestiune, dăm drumul la investiție, dacă nu mai stăm, pentru că nu pot să fac investiția nouă, să cresc din nou capabilitatea de producție de la 200... Și stau cu materialul realizat cu și nu pot să-l duc. Da, adică nu pot să-l fabric pentru că n-am cum să-l transport. Exact. Și încă stăm în expectativă cu această investiție, iarăși o investiție care ar fi atras din nou încă vreo 40-50 de locuri de muncă. Și de aceea autoritățile la fel trebuie să ia măsuri, pentru că transporturile gabaritice pe domeniul acesta și nu numai. Vedeți că și dacă transportă un excavator de 50 de tone, e o problemă că sunt poduri care nu suportă această greutate. Trebuie rezolvată problema podurile din toată țara. La un transport de 75 de tone, cum ați spus, cel mai mare l-am avut de cu tot cu mașină, se ajunge undeva la 90. 80. Da, se adaugă greutatea mașinii, trailerului. Exact, adică e o greutate. Și atunci ce faci? Că nu ai, adevărul este ăsta. Cum transporti? Uitați, cel mai mare utilaj pe care l-am fabricat a avut 240 de tone și l-am livrat din bucăți până în Port Constanța și l-am asamblat în Portul Constanța final, pentru că până în, puteam trece de poduri până în 190 de tone sau ceva de genul. Acum un an, acum 2 ani, nu mai țin minte, președintele Camerei de Comerț de la noi spunea: o să ajungem să avem firme care pot produce și nu o să putem transporta dacă nu se iau măsuri exact cu asta. Așa cu este, podurile, cu drumurile, că până la urmă și drumul în sine, dacă e făcut prost, te poți trezi cu următorul lucru. Te duci cu utilajul, se întâmplă ceva pe drumul ăla și zice, doi, e de vină ăla că a venit cu, așa este, așa cu utilajul, când nu-i devină cel care a lucrat prost și nu și-a făcut treaba. Da. Dar noi mergem înainte, noi suntem optimiști, noi dezvoltăm în continuare, investim în continuare, pentru că dorim să comerțul să devină o emblemă în Europa, din punct de vedere al construcției echipamentelor sub presiune. În România nu mai sunt firme pe domeniul acesta la nivelul pe care îl avem noi, și sunt puține șanse să se ridice vreo firmă, pentru că, v-am spus, este foarte greu să ai toți banii din lume, să vrei mâine să faci așa ceva și nu poți să o faci de pe zi pe alta. Adică dar într-un sigur fel poți să o faci. Vii la Comes, faci o ofertă de refuzat, de nerefuzat. Comesul, nu. Am vrut să vă aud. Nu. Că spuneți nu. Poate au mai fost zvonuri, că chiar auzisem ceva și îmi venea să arăt. Comesul nu este de vânzare, nu va fi de vânzare, este o afacere de familie și nu se va vinde sub nicio formă, mai ales la cât suflet s-a pus acolo și la cât s-a dezvoltat. Din contră, vom dezvolta în continuare, așa cum v-am spus, avem un plan, pe lângă punctul de lucru de la Năvodari, să mai preluăm încă 2-3
locații în diverse zone ale țării, asta e clar că arată o expansiune a noastră. Absolut. Și, nu, dar eu am vrut să vă aud spunând că nu este de vânzare, de asta m-am provocat. Asta e revoltător pentru mine. De asta m-am provocat să vă aud spunând că nu e de vânzare, ca să fie lucrurile foarte clare. Bun, acum, o societate, cum e Comesul? Eu am refill-ul, cât sunteți acolo vecini. Chiar și Căbăr, într-o anumită măsură, sunt societăți care nu trăiesc numai în găoacea lor. Oamenii de acolo, și vorbesc de cei din conducere, chiar și la nivelul următor, trăiesc, se implică în societate. Pentru că Rifilul, știm, exemplu, Comesul a ales, se implică în zona sportivă. Eu știu și de alte domenii în care direct dumneavoastră ca persoană sau ca reprezentant al firmei ați intrat. Societatea asta în care trăim noi, vorbesc de, acum de societatea noastră, locală, așa, este într-o profundă, să-i spunem, zvârcoleală, așa. Cum vede un om care lucrează în mediul economic, la nivel înalt, ce se întâmplă în jurul nostru? Acum depinde din ce punct de vedere. Păi haideți să spunem așa, de cetățean. Da. Știți cum e? În Ardeal se spune așa. Eu când mă nervez, iau căciula și o trântesc de pământ. Și ca să nu spun lucruri rele, n-aveți căciulă în cap. Eu când mă enervez, mă deschid colecția de numismatică și mă uit pe ea ca să poată să întreacă nervișesc. Da. Bun, și de câte ori deschideți colecția de numismatică când vă enervați din probleme, ca să spunem așa, cotidiene? Nu de alea de la firmă, nu alea de la club. Am o singură problemă de care mă enervez ca și problemă cotidiană, e atunci când mă vorbește lumea de rău că oamenii că investesc în fotbal. Eu știu când bani bag, știi? Acolo asta e singurul lucru care îmi creează nervi, în rest nimic altceva. Să nici măcar traficul. Deci nu vă enervează traficul? Nu, în măsura în care mă enervează cineva care vine și spune că nu fac treabă în fotbal și că nu am alte interese cu fotbalul. Nu, fotbalul este o strictă... Bun, acum, haideți să o luăm altfel. Dacă ați fi factor de decizie, ce credeți că ar trebui făcut pentru ca, nu vorbesc de Piatra Neamț, de neapărat, ar trebui făcut la nivel înalt ca oamenii să poată să înceapă să zâmbească, să aibă siguranța unui trai decent și asta, bineînțeles, se poate face în condițiile în care există o dezvoltare, să folosim un cuvânt la modă, sustenabilă, așa, ce credeți că ar trebui făcut din punctul de vedere al unui om care e implicat în aproape toate domeniile, mai puțin cel care aduce profit în România la orice nivel politic? Piatra Neamțu are un avantaj enorm, fabulos. Amplasarea lui geografică, cât și zona de relief din jurul orașului. Ceea ce este ne creează un avantaj extraordinar. Păcat că nu se fructifică acest avantaj. Faptul că suntem înconjurați de zone verzi, de păduri și așa mai departe. Avem și râul Bistrița lângă noi și așa mai departe. Este păcat că nu fructificăm aceste lucruri. Se pot face lucruri foarte frumoase. În primul și în primul rând, Piatra Neamțu ar trebui să fie un oraș turistic, să atragă turiști foarte mulți. Foarte, foarte mulți. Dar, din păcate, deocamdată nu. Sperăm ca după aceste investiții din oraș pe care le suportăm noi acum, și eu sunt un om foarte realist de felul meu, nu mă interesează cine este la conducere sau nu este, dar orice lucru făcut va rămâne bun făcut, oricine îl face, cu siguranță orașul va arăta bine. Din punct de vedere al utilității și așa mai departe, vom vedea pentru întreaga populație a orașului, dar... ca și vizibilitate, orașul va arăta bine. Eu așa zic. Văzând proiectele, așa zic. Terminându-se toate investițiile care au fost începute. Să se termine. Asta este problema, că ele trebuie să termine în timp util, adică în timpul
stabilit că dacă nu, sunt cheltuieli în plus. Asta e toată jumătate. Bun, eu sunt, așa cum am spus, sunt un om foarte realist. Determinat se vor termina. Mai devreme sau mai târziu se vor termina. Important este ca orașul să arate frumos. Trebuie, din punctul meu de vedere, trebuie rezolvate ca și imaginea orașului să poată să rămână la un nivel ridicat, trebuie rezolvată partea de fațade a blocurilor care este deplorabilă. În multe orașe, zone, numai la noi. Dar nu, dar sunt zone în care, într-adevăr, zici, domne, nu se poate. E fărâmițarea aceea care s-a făcut, mă rog, e o problemă. Deci, din punctul meu de vedere, o prioritate pentru autorități în perioada următoare ar putea fi sistemele de pentru toate blocurile din oraș, termosistemele rezolvate, pentru a putea să schimbe și puțin imaginea orașului. Rezolvând aceste probleme, poate coroborat și cu celelalte investiții care se fac, într-adevăr, ar trebui să fie. Deci ar trebui, eu zic, ar trebui să fie un oraș frumos. Să devină un oraș frumos, Piatra Neamț. Piatra Neamț întotdeauna a fost un oraș frumos. A fost un oraș atractiv. Atractiv. Toată lumea spunea, mă duc la Piatra că... Și începea să spună. Încet, încet lucrurile astea s-au pierdut. Perla Moldovei, etc. De ce s-au pierdut? Pentru că a existat un dezinteres în a gândi în perspectivă pentru oraș. Și asta cu proiectele, că tot discutăm, domne, ce proiecte sunt. Dar proiectele astea nu se... Ele știți cum sunt? Apare o axă, hai să vedem cum ne lipim de ea. Nu contează dacă avem nevoie sau nu avem nevoie de lucrul respectiv. Cum ne lipim noi de coridoare de mobilitate? Păi ci că să scadă poluarea pe șosele. Nu se face niciun studiu să vadă dacă în Neamț există poluare. Nu, ne încadrăm în axa aia. Și până vedem noi cum facem. Dacă în Piatra Neamț ar fi existat poluare, înseamnă că în restul orașelor din țara aceasta trebuie să... spun. Au dispărut cele două fabrici de hârtie, care erau, într-adevăr, poluatoare. Combinatul chimic de la Sedănești nu mai există. Nu mai există, practic. Și atunci... Deci nu te poți încadra acolo, că e jignitor pentru inteligența oricui citești un asemenea proiect. S-a ales calea asta. Și eu vă dau sute de exemple de proiecte care s-au făcut pentru că, zice, lasă că ne lipim acolo și vedem noi. Tot vorbim de digitalizare. Pe mine mă pufnește râsul. Dacă mergeți prin toate instituțiile din județul Neamț, o să vedeți în fața instituțiilor de o pancardă în care se vorbește. Proiect de digitalizare așa, început în anul 2017, finalizat în anul 2019. Și te duci la instituția respectivă și, știți, nu-i și în a dreaptă la dosar. Păi, dar n-ai avut proiect? Da, zice, asta e ca și ăla cu lupta anticorupție. Am făcut proiect cu lupta anticorupție. Adică, tocăm bani și nu gândim în perspectivă. Eu de asta, o Comesul se conduce gândind în perspectivă. Fotbalul începe în Liga a doua și tind spre, în Liga a treia și tind spre Liga a doua. Tot și etapizat și treptat. Nu poți să ai anumite etape pentru că niciodată nu o să reușești să ajungi acolo și nu îți dorești. Că la un moment dat o să se rupă ceva din acel lanț și cazi. Dacă baza nu este solidă, nu ai cum să ajungi sus. Sau nu, poate ajungi sus prin diverse oportunități și așa mai departe, dar n-ai să rămâi niciodată sus. Dacă nu ai o bază solidă și o ierarhie care să fie respectată. Câți oameni în societatea dumneavoastră au fost angajați ca să stea? Cei care au fost angajați ca să stea, cu siguranță au plecat după primele zile, că nu s-au adaptat. Adică știți, mai sunt cazuri care mai sunt și erori câteodată, foarte rar. Dar zic că vine unul și spune, domnule, angajează-l pe ăsta să stea. Sau să lucreze la mine la partid. Niciodată. Sau să lucreze la mine la partid, știi că... Bun. Niciodată. Eu dacă facem o analiză a ce se întâmplă în instituții publice, consilii județene, prefecturi, aici e mai discutabil, dar și aici, primării. Și luăm așa și spunem, primul, hai să vedem acolo cât sunt. Păi și ce fac ăștia? Și mă apucă toți nervii când aud că, dom'le, suntem sub normativ, și că n-avem oameni suficient să lucreze. Deci, aici e problema.
Da, este o problemă, îmi permit să nu comentez această situație. Da, da, eu mai am cu cine vorbi din când în când, știți, de asta vorbesc cu asta. Nu comentez, cred că sunt alte persoane sau alte instituții care ar trebui să analizeze lucrurile acestea. Cu siguranță, dacă se dorește o extindere a sistemului, o extindere a numărului de personal din aceste instituții pe care le-ați enumerat dumneavoastră, cu siguranță există o bază legală în spate. Sper, nu știu, cred. Într-adevăr, sunt multe lucruri de făcut în oraș, dar trebuie făcute cu cap, așa cum spuneți și dumneavoastră, și organizat, foarte organizat, pentru că altfel muncim degeaba sau nu ne folosim de ceea ce realizăm, cum au fost și în trecut acele săli de sport care se făcea prin câmp, da, așa mai departe, câmp, doar de dragul de a lua niște terenuri în pantă și da, alte asemenea lucruri. Cred că în oraș, noi am început bine la un moment dat, orașul arăta frumos în 2008, 2009, 2010, chiar era ok orașul, păcat cum nu s-a întreținut, uitați și ce se întâmplă cu strandul, ce se întâmplă, adică gondola, cu partea de sus de la gondolă, de pe Petricica, care are și o zonă care nu se fructifică, că n-aduce un plus valoare orașului, n-aduce bani orașului. Deci eu gândesc, fac un strand. Păi hai să-l fac să fie funcțional dacă se poate tot timpul anului. O să spuneți cum? Dom'le, mergeți în Ungaria alături și vedeți stranduri în... N-au pădure, n-au... Au un câmp. Și au stranduri care funcționează tot timpul anului și e plin. Noi avem de toate. De aceea v-am spus. Orașul are un avantaj fabulos. Fabulos. Păcat că nu reușim să fructificăm aceste avantaje. Acest avantaj sau aceste avantaje, că sunt mai multe. Dar eu sper totuși, așa cum am spus, eu sunt optimist, sper totuși că în timp se va rezolva și această problemă. Dar, așa cum spuneam, apropo și de digitalizare, nu poți, dar eu am un exemplu care îl folosesc mai tot timpul, nu poți să pui videofon la un bloc când tu ai ușa de metal încă, de 50 de ani. Adică nu poți să o iei invers, să începi cu finalul pas. Practic. Și la mine în companie am început treptat și am dezvoltat pas cu pas în funcție de necesități și în funcție de lucrurile care aduc un plus valoare pe termen mediu și lung. Adică nu ne-am apucat să facem noi prima dată hala mare, ar trebui să o facem acum 10 ani, când noi nu aveam certificări. Dau un exemplu, da? Adică asta aici vroiam să ajung. Dom'le, trebuie lucrurile astea discutate. S-au făcut proiectele de mobilitate. Foarte frumos. Sunt necesare. Eu am spus de atunci. Cum faci un proiect pe Bulevardul Traian și tu nu iei în calcul că te gândești la viitor? Băi, am conducte vechi sau n-am? Nu le trec într-un asemenea proiect să le schimb, dacă tot așa. Ce fac cu cablurile? Unde le pun? Când le pun? Hai să prindem în proiect. Hai să vedem ce facem acolo. Deci se trezesc după schimbarea echipei, așa, ca o proiect și conducta de apă nu era prinsă în proiect. Doamne iartă-mă, cum se poate așa ceva? Sau cum se poate să încep proiectul, dai omului la făcut și când vine omul să apuce de pod, observă când... Bine, și el o greșit, că nu a luat-o la început să uite, spune, băi, băieți, nu e în regulă. N-are autorizație de demolarea podului. Deci, sunt chestii de noaptea minții pentru cineva care lucrează într-un domeniu în care trebuie să-ți planifici totul. Cum adică? Eu vreau să dărâm un pod, fac proiectul și nu am autorizația? Astea da, sunt lucruri. Sunt vicii și din punctul meu de vedere e lipsă de implicare aici. E lipsă de implicare dacă sunt situații de genul acestui acum aud, pentru că eu nu prea... Nu, noi chiar am scris, am fost ca cei care am scris, trebuia să înceapă demolarea podului și se cerea avizul ministerului cu o zi înainte. Că pentru că podul ăsta de la spital, de la Piatra Neamț, are o situație foarte ciudată. 3 sferturi al Ministerului Transportului și 1 sfert al primăriei. Adică aberații administrative românești. Dar să nu ai autorizația. Că nu au dat atenție niște funcționari și că nu-i treaba șefului.
Accept o dată de două ori să se greșească, dar apoi sancționăm. De ce? Pentru că omul trebuie să vadă ce înseamnă când greșești. Dacă noi nu luăm niciodată măsuri când cineva greșește, inclusiv sancțiuni verbale, avertismente verbale. Deci dacă noi nu luăm măsuri atunci când cineva greșește, ce pretenții avem să mai facă lucruri de calitate sau cu implicare? Așa este, da, fără adică discuție. În momentul în care noi nu suntem, așa e nația noastră balcanică, nu numai noi, toată zona balcanică așa este. Noi trebuie un pic, dacă nu suntem un pic trași de mânicuță, nu mișcăm cum trebuie. Dacă suntem lăsați un pic în plata Domnului, facem și mai rău, adică persistăm în prostie și mai mult. Că așa suntem noi. Păcat, deci trebuie să ia măsuri. Da, aici este măsuri. Marea problemă. Dom'le, trebuie... S-a greșit, trebuie luate măsuri, dom'le. Așa e, ca în mediul privat. Dom'le, ai greșit, plătești, asta e. Nu stăm la discuție. Adică, nimeni nu poate, nu trebuie să mai suporte pagubile altor, create de alții. Da. Și trebuie să ajungem și noi la un nivel de competență în administrație, în toată administrația, de la minister până aceam din urmă comună, să ajungem la un nivel de competență în care, dom'le, ăla care își face treaba să fie plătit așa cum e plătit acum, că stavă Domnului sunt mulți plătiți, și cel care nu-și face treaba să fie trimis acasă. Da. Este loc, avem locuri de muncă suficiente. Problema este, nu avem cu cine să lucrăm. Deci sunt adeptul genului acesta de abordare. Din păcate, cred că și aici legislația este foarte greoaie. Întrucât nu cred că este ușor aplicabilă, din câte știu eu și am mai studiat pe chestiunea aceasta. Dar, într-adevăr, dacă nu-ți faci treaba, trebuie să pleci acasă. Da, asta e clar, fără discuție. Pe de altă parte, dacă legislația spune că dacă tu iei măsura împotriva unui om care nu și-a făcut treaba și el te dă în judecată și se judecă cu tine 2 ani de zile și instanța poate îi dă și câștig de cauză și trebuie să-i dai înapoi și salariul pe perioada aia cât a stat acasă, este iarăși o altă problemă. De asta spun că legislația, încă noi nu suntem pregătiți pentru lucrurile acestea. Avem o hibă imensă în legislație. Da. Angajatul are întotdeauna aproape în fața judecătorilor dreptate. Da, de ce? Este. Pentru că se gândește pe om, hai, te dă. Și de aici intervine această nepăsare și această lipsă de implicare din partea angajatului. Fie inclusiv în mediul privat. De aceea și noi, de exemplu, avem un sistem de angajare pe perioadă determinată conform legislației, trei etape și apoi final definitivă. Ca asta da. E. Dar și o folosim întotdeauna. De ce? Pentru că ai timp să vezi dacă omul merită sau nu merită, dacă angajatul merită sau nu merită. Poate își dă el seama că nu se regăsește. Și zice, domne, nu mai stau. Da. Sunt cazuri, am și cazuri din așa. Da, veni, stau 2 luni, dar am plecat. Mă, nu mai vreau. Eu vreau să, nu știu, nu vreau să studez, nu vreau să polizez, nu vreau să fac cu trage de dată, vreau să fac garduri, nu știu, dau un exemplu. Sau vreau să lucrez în construcție. Asta e. Nu pot să forțez omul să lucreze. Dar sunt anumite lucruri care se pot, anumite măsuri care se pot lua în sensul acesta. Dar, într-adevăr, asta este o mare problemă în România. Lipsa de implicare. Da, și asta trebuie să vină prin lege. Protecție prin lege pentru cei care investesc și pentru cei nu... Și în administrație exact același lucru. Sindicatele, etc. Nu poți să dai un om afară. E o întreagă tevatură. Bine, e clar că prin aceste chestii se pot crea și abuzuri la un moment dat dacă se lasă la liber. Dar totuși trebuie să existe un echilibru în toate aceste lucruri. Trebuie să ne oprim, că a trecut o oră, dar vreau să ne mai întâlnim, cu să mai dragoste. Discutăm. Să încheiem apoteotic, vorbeați de creșterea gradului, de creșterea de investiții în turism, puncte de atracție. Uite, avem un punct de atracție, am fost anunțat acum. Astăzi, în jurul orei 9 și 9 minute, cu precizie, a fost semnalată prezența unui urs în stațiunea Durău. Nu știm câți turiști sunt în stațiunea Durău acum, dar avem un urs. Așa că putem să fim mulțumiți. Un punct de atracție la Durău astăzi. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și vă mulțumesc pentru invitație. Și miercuri la ora? La ora 6. La ora 18, seara, echipa de fotbal Ceahlău. Un meci, hai să-i spunem așa,
în care să ne bucurăm, pentru că rezultatul nu contează acum, nu? Nu, nu, nu. E primul meci de baraj? Deja? Sâmbătă avem un meci cu dar nu contează acest deci, meci. Deci atunci trebuie să ne pregătim cu tot ce trebuie. Toate. Vă invităm cu mare drag, toată lumea, toată suflarea orașului să vină la meci, miercuri, un meci extrem de important. Vuvuzele să aduceți, vuvuzele. Cu de toate. Să aduceți vuvuzele, să dați la spectator. Mâine avem un meci la Rădăuz, dar nu mai contează acest meci. Noi un meci de pregătire, ca să spunem așa. Așa, noi vom menaja jucătorii din primul 11, vom juca să le dăm o șansă și celorlalți, astfel încât să mai descoperim talente și în meciuri oficiale. Miercuri avem primul meci din baraj, vom afla adversarul mâine, după amiază, după ora 7:30-8, vom afla și adversarul din meciul de miercuri, urmând ca returul să se joace în locația adversarului, pe stadionul adversarului, sâmbătă. Deci vom avea meci și miercuri și sâmbătă. Da. Până la urmă, na, performanța înseamnă rezistență. Da. Ne oprim aici. Toată lumea care vrea la meci miercuri de la ora 18, meci de baraj. Deci, să fim acolo. În rest, să fiți iubiți, sănătoși și aveți grijă de dumneavoastră, că nimeni nu are. Numai bine. O zi bună și dumneavoastră.